Păi, în primul rând, felicitări. Da? Felicitări pentru atitudine, felicitări pentru că v-ați dat dovadă de mare caracter, că ați crezut, da? Lăsăm la o parte ce a fragmentat, ce a fluierat, ce a făcut, că ăștia sunt. Trebuie să ne obișnuim. Un meci bun, da? Și prima repriză, nu trebuie să mai facem greșeli. Nu trebuie să mai greșim. De echipele astea că ne taxează imediat. Ați făcut un meci bun, bravo pentru atitudine, bravo pentru joc, dar trebuie să continuăm. Trebuie să continuăm. Ne așteaptă un sfârșit de săptămână greu, o echipă bună, la fel de bună. Și suntem pe campionat, tată, suntem pe puncte acum. Și vă spun ceva, bă, aici nu trebuie să mai niște nimeni la noi acasă. Așa trebuie să fiți, determinați, să credeți, da? Am jucat, ne-au dat gol i-am întors din nou. Pentru că ați crezut, pentru că v-ați dorit, ați făcut orice. Bravo, bo, bravo pentru atitudine, bravo pentru tot și pentru joc, să știți, joc bun și în prima și în a doua repriză, multe momente, dar mai consistenți, mai mult trebuie să punem o presiune pe ei. Nu vedeți? Ăsta e un singur lucru, vă spun. Vă demonstrați singur, zi de zi. Zi de zi, la fiecare meci vă demonstrați că puteți să jucați cu cine vreți voi. Când sunteți ce trebuie, când sunteți uniți, când sunteți agresivi, da? Când acceptați anumite lucruri și greșeala pe care o faci și ești responsabil, nu are cum să nu-ți iasă. Dumnezeu te răsplătește. Pentru că nu meritam să pierdem azi. Nu meritam. Da? Bravo, felicitări. Capul sus și mergem în aici. Hai! Bravo, bravo, bravo! Ai grijă ce tai timp de pe aia.